și bine ne-am regăsit și ne bucurăm că începem să fim în număr cât mai mare aici în piațetă, lângă primăria din Târgu Ocna, pentru a vedea frumoasele obiceiuri, ce vă reprezintă și ce ne reprezintă pe toți, ce reprezintă românii, tradiția. Alina, draga mea, eu te rog să invit pe cineva alături de noi să ne spună câteva cuvinte. Am deosebită plăcere de a-l invita pe domnul primar al orașului Târgu Ocna, domnul Cristi Ciubotaru, să deschidă acest festival frumos de tradiție al orașului și să vă spună o orare. Bună dimineața, bună ziua, Târgu Ocna! Bine ați venit astăzi în frumoasa zi, cu soare, aici la Târgu Ocna, în piațeta orașului. Deschidem împreună cu dumneavoastră tradiționalul festival al datinilor și obiceiurilor strămoșești aici la Târgu Ocna și așa cum suntem obișnuiți și cum așteptăm de 365 de zile, urătorii din Târgu Ocna, urătorii din vecinii noștri care întotdeauna ne-au onorat, iată că și după o perioadă dificilă tradițiile ne țin calzi, ne țin voioși, ne țin inimoși și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea noastră, fiecare în locul său, și invit aici alături de noi prima reprezentare a plugului tradițional românesc, făcut aici împreună cu niște tineri inimoși din cartierul Tisești și din Pârâul Boghii, să ne încânte și să ne transmită un mesaj frumos acum la în sfârșit de an. La mulți ani tuturor, multă sănătate, bucurii, distracție plăcută. Ne vedem diseară la ora 23:50 să ne bucurăm de un foc de artificii frumos în zona Bisericii Răducanu și să pornim la drum. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Doamne ajută! Invităm domnul responsabil cu de 30 de ani am auzit cu plugul. Da, primii 30, da, următorii, am înțeles că duce frumos tradiția mai departe. Vă poftim aici lângă noi să ne prezentați frumusețea plugului, carul cu boi, care reprezintă bogăția, ceea ce, pe care o așteptăm în noul an care va să vină, și vă ascultăm cu drag. Mulțumim frumos de primire! Bună dimineața, primiți plugul! Și acum o pocnitură de început. Aho, aho, român plugari, și voi meșteri făurari, muncitoare, muncitori, bugetare, antreprenori. Voi de prin Târgu Ocna toată, strângeți toți mesele în roată, că am venit cu mare zor să urăm un plug ușor. Cu voi mari, cu brazi în frunte, ca aici la noi la munte, să tăiem nămeții în două, până apare lună nouă. Și am venit cu bucurie să urăm la primărie, printre muși și printre voi, chiot mare mai flăcăi! Aho, aho și bună seara, gospodar din toată țara! Am venit cu plugușorul ca să înveselim poporul. Noi din Pârâu Boghii, Tisești venim, plugușorul să-l pornim. Urătura să urăm, obiceiul să-l păstrăm. Din străbuni noi pornim plugul ca să vă crească belșugul. Din Moldova lui Ștefan, noi vă spunem la mulți ani, ca în fiecare an. Foaie verde mărăcine, gospodar din stațiune, ocrotească-vă norocul că am auzit că ați tăiat porcul și acum vrem să ne dați o bucată de cârnați
și o bucată de șuncă mare, cam de aici până în castroane. Zurgălăi și clopoței în coroată, măi, plăcăi! Hey! Păi și-am venit la dumneavoastră să vă aduc urarea noastră, să vă aduc un sac de vești, vești din țară adunate și la mine în sac băgate. Și v-aș spune tot, v-aș spune și mai rele și mai bune. Dar se vede pe fereastră cum pe masa dumneavoastră stă un dita mai cocoș lângă o sticlă cu vin roș și o gâscă cu ciuperci rumenă ca în povești. Gâsca asta bat-o sfântul, mi-a nodat în gât cuvântul. Geaba cerc, geaba ignesc, nu mai pot să povestesc. Geaba boii mi-i îndemn, că îmi tot face gâsca semn. Băi, flăcăi de cinci parale, tăiați brazda mai la vale, pe la oala cu sarmale. Doi vă ură, doi vă fură, doi cotrobăiesc prin șură. Hoțul de la gura podului, haț de pulpa porcului, iar altul mai hoțoman, haț găina de gâtlan și o bagă sub suman. Găina cârâie și sumanul pârâie, zurgălăi și clopoței, să strigăm cu toții! Hei! Aho, aho, copii și frați, în Schengen tot nu circulați. Azi Olanda nu ne-a vrut, Austria nici atât. Enervat românul a zis, să vezi că le-o trag precis. Boicotez, dar asta fac, tot ce e austriac. Porcul eu când îmi tranșez, nu-l fac șnițel vienez. La desert, la revedere, strudel vienez cu mere. Creditul refinanțez, nu mai vreau să cotizez sau să iau salariu în lei din vreo bancă de la ei. La nuntă nu mai dansez, deloc valsul vienez. O întreb ce vrei, iubito, pinguinul meneaito. Mozart nici că mai ascult, îmi plac manelele mai mult. Pădurea o bag pe foc, nu o mai export deloc. OMV te pup, papa, rob petrol, hai vino încoa. Red Bull nici la caterincă, în dauari copalincă. Vă spun tare, nu-mi convine, că un trus din țări străine dă azi ordine la mine. Că își bagă nasul toate, ministere, căi ferate, școli, spitale, atenanțe, străzi, vapoare și finanțe. Când să-și facă românul gustul, hop, se amestecă și trusul. Printre muși și printre voi, chiot mare, măi, plecăi! Va să zică dumneata, ai venit în țara mea, zor nevoie, plac, ne plac, să mă înveți tu ce să fac. Zor nevoie, vreau, nu vreau, să mă înveți pe un soiau. Ca să fac ce nu-mi convine și să ajung slugă la tine, apoi dacă-i țara mea, ce te amesteci tu în ea? Eu să știi la tine acasă, nu mă amestec, că nu-mi pasă, însă nici tu nu-mi convine să te faci stăpân la mine. Și încă câte și mai câte, dar problemele alea multe, pentru care n-am intrat, nu Austria le-a creat. Ori fi ăia nesimțiți, dar și pe la noi să știți că avem oameni în frunte, amatori cu lipsuri multe. Ce ne reprezintă afară, nu-n cel mai bun mod ca țară. Până să înjurăm al stat, pentru că nu ne-a votat, trebuie întâi să luăm seama ce votăm noi, asta-i drama. Printre muși și printre voi, pentru stațiune, măi, ia strigați cu toții! Frunză verde lemn uscat,
să vă fac un rezumat la anul ce s-a terminat. L-am trăit cu bucurie că a fost fără pandemie și am simțit emoții noi că a fost primul cu război. Într-o noapte penserat, domnul Putin supărat s-a gândit că a venit iarna să atace și Ucraina. Dar degeaba a bombardat-o, că Zelenski al nostru frate vrea nu ieși în NATO. Frunză verde treia lune, să vedem ce a fost prin lume. Regina a dispărut, Iliescu nici atât. Popovice primul în apă, cu Schengenul ne-am luat țeapă. Elon Musk la bran a fost, așa ne-au prostit pe post. Prețurile au luat-o în sus, Arșinel la stela ai dus. Mbappé hat-trick a dat, dar tot Messi a câștigat. Poate în anul care vine ne va fi un pic mai bine. Și încă o dată, măi flăcăi, ia pocniți din biș puțin, poate-l mai sperăm pe Putin. Frunză verde de arțar, să-l urăm pe domn primar. Că de un an când am urat, multe s-au mai întâmplat. Și nu știu cum în ce fel orașul arată altfel. Și uite așa noi prin troiene, o luăm prin cartiere. Să vă spun ce s-a întâmplat, Tiseștiu e asfaltat. Dar atâta s-a putut, 2 km nu mai mult. Anul ăsta, frățioare, a fost mare sărbătoare. SNPAP-ul a împlinit 25 de ani de aniversare. Suntem mândri, nu e fală, Târgu Ocna are o școală de poliție penitenciară. Printre munți și printre voi, pentru stațiune, măi, ia strigați cu toții! Hei! Frunză verde de surcele, să urăm și la Vâlcele. Cu Vâlceneanu nu-i de joacă, de aceea primăria a mărit rețeaua de apă. Și nu vorbesc din bălării, chiar la 100 de gospodării. Și în Poiene apa-i curată, fiindcă s-a înlocuit toată țeava corodată. Prin oraș ce s-a întâmplat? Multe s-au mai renovat. Școala 1 e model, arată cu totul altfel. Și nu spun așa agale, copiii învață acolo în condiții occidentale. Printre munți și printre băi și în coroată, măi, plăcăi! Hey! Iar acum o veste mare pentru cei anticovid. S-a închis în parcul mare și centru de vaccinare. În sfârșit, după 2 ani de distanțare în pandemie, liceeni de la colegiu au defilat spre primărie. Copiii au locul lor în parcul trandafirilor și în parcul Măgura s-a amenajat un teren nou pentru joacă. Asta nu este de șagă. Tot în parcul Măgura mai nou s-a organizat, măi frate, chiar auto-tuning show. Însă mie mi se pare Târgu Ocna a devenit un șantier în renovare. Și nu vrem să fim vedete, dar azi am mers noi cu plugul pe pista de biciclete. Semafoare, trotuare și borduri să vadă neamul, dar arată mult mai bine decât alea lui Videanu. Și acum o veste faină, s-au dus și medicamente la 2 orașe din Ucraina. Și da, este mare lucru că Ucraina în plin război a primit ajutor, frate, din Târgu Ocna de la noi. Asta nu se poate, măi, și în coroată, măi, plăcăia, strigați cu toții! Hei! Dar acum, printre noi, avem cârcotaș de soi, care comentează într-una că orașul nu-i ca lumea. Alții, când mai fac masaje, mai trimit niște mesaje, că iarba este cam mare printre locuri de parcare. Iar alții, tot mai uzeriști,
sunt mereu mai pesimiști, că bordura e prea înaltă, semaforul nu e bun și că primăria noastră ar mai trage în cuntun. Dar eu vreau să zic mai mult, mai sunt multe de făcut. Hai să-i sprijinim un pic pe cei care ne conduc. Și fiindcă e firesc, să-i certăm dacă greșesc. Hai să fim mai optimiști, să avem mii de turiști. Să trăim noi mult mai bine în orașul stațiune. Printre munți și printre băi, pentru primărie, măi, a strigați cu toții! La prâuboghii lângă vatră, șade barba supărată, că nu-i fata măritată. Măritaua nu se îndură, că mai are un dinte în gură. Fata este complexată, că nu este botoxată. Și ar mai strânge din parale ca să-și pună silicoane. Ia-mi, tăticule, și mie pantaloni și pălărie. Bietul om n-având ce face, să apucă să o îmbrace. Vinde porcul, vinde vaca, să-și îmbrace frumos fata. Vinde putina cu brânză, să-i cumpere ruși de buză. Și-a ieșit fata din casă, la Michele pe terasă. Stătea foarte relaxată, fiindcă era vaccinată. Printre munți și printre văi, încă o dată, măi, flăcăi! Frunză verde pe pământ, să urăm de învățământ. Eu n-am prins vremea în care să stau la colț pe coș de nucă, nici când cu palme sau cu rigla elevii zilnic se educă. Dar am prins vremea când în fața unui profesor stăteam drept, atunci când mă scotea la tablă aveam și frică și respect. Astăzi copiii au tupeu, mulți sunt obraznici din păcate, azi nu mai tremură ce râd dacă sunt ascultați la mate. Pe vremea când făceam eu școală, copiii în bănci stăteau cu minți. Nu deranjau vreo profesoară, le era frică de părinți. Dar pentru mulți, azi școala-i modă, vin doar să arate telefoane și să se demari cu haine de zeci și zeci de milioane. Mulți vin la școală ca la club și nu mai au respect deloc, nu mai învață comentarii, învață trenduri pe TikTok. După liceu, azi văd eleve despuiate, după liceu stau la fumat, zici că au engleză, mate, bio și de la 3 videochat. Poate sunt eu de modă veche, poate sunt eu mai expirat, dar vedem mâine dacă-mi bine învățământul s-a schimbat. Printre munți și printre voi și în coroată, măi, plăcăi! Hey! Iar acum la plecare, tuturor o urare, pace, multă sănătate și succes, succes în toate. Iar la anul care vine, să auzim numai de bine. Hopuri, hopuri, hopurele, întoarce flugul mai vere, către casa acum, măi frate, la mulți ani cu sănătate. Plugușor cu boi plăvani, aho, aho și la mulți ani. La anul și la mulți ani. Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim primăriei pentru sprijinul acordat, mulțumim domnului primar, la mulți ani și un an nou fericit! Mulțumim, mulțumim, stați așa că dumneavoastră doar nu credeți că ne-ați urat degeaba. Am o invidie noi cum ne-am descurcat cu toți și cu boii de acolo de la dumneavoastră și cu cei care ați fost aici pe scenă, așa că din partea primăriei și a, vă rog să mă ajutați, și a Consiliului Local, o mică atenție din partea noastră și să dea Dumnezeu să ne vedem și la anul tot aici, cât are bine, mei. Mulțumim din suflet și mergem mai departe, pentru că avem acolo... Alina, draga mea, unde ești? Vino să mă ajuți cât primesc curătorii noștri tot ce trebuie. Felicitări, ați făcut o trecere revistă a tuturor evenimentelor din întreaga lume, dar și din urbea noastră.
și cu satire și cu un pic de umor. Mulțumim frumos pentru urătură. Haideți să vedem cine mergem mai departe, pentru că eu am venit tocmai din Gura Slănic, dar am trecut așa prin Viișoara, pe partea aceea. Așa. Și am găsit doi urși. Stai că i-am pierdut, amă. Aoleu. Urși din Viișoara, împreună cu cei care sunt alături de ei. Haideți aici, alături de noi, pe scenă, să vă vedem. Să ne încântați cu dansul vostru al urșilor. Măi, eu am colindat lumea asta, Alina, lumea nu prea. Dar România, să știi că am colindat-o. Dar urși ca aici, în zona noastră, eu zău când am văzut, în zona Botoșanului de unde vin, sunt căiuți frumoși, cu steluțe, cu toate cele. Acolo asta reprezintă, în partea asta la dumneavoastră, cheile astea de uși. Da. Sunt superbe, așa că... Unde sunt? Este tradițional la noi jocul urșilor. Vă rugăm să le faceți puțin și... loc acolo la urși, în partea stânga a mea. Îi vedem și în realitate, din păcate, prin stațiune... pe străzi. Din păcate și nu prea, dacă suntem cu minți și nu le dăm să mănânce și da, nu scoatem oala cu borșa afară. Să nu încurajăm, da. Să nu încurajăm să coboare mai mult. Dar să încurajăm pe urșii noștri de la Viișoara. Viișoara mi-este dragă, acolo am copilărit eu, acolo au fost bunicii mei, vă așteptăm cu drag aici sus. Încetișor, așa să nu vă loviți. Păi hai să începem atunci, da?
Neubund! La vatra putrescaieți! Mănâncă urși pureți! La vatra și plăcăi, din câte știu, ca și tradiție românească, de la mic la mare. O trupă serioasă și numeroasă. Iată că s-au pornit. Ceata din Vâlcele de Urși vine aici.
cine mânca? Păi și aici am intrat! Păi o jucare să vă fac! Păi și cu paruca să-i bat! Păi și-l câștige de mânca! Haide, haide, pui de urs! Păi din pădure te-am adus! Haide pe muntele de sare! Păi unde e bradul în cărare? Păi joacă, joacă, puișor! Păi după tata încetișor! Păi joacă, joacă, pui de urs! Hai din pădure te-am adus! Păi joacă, joacă, ursule! Hai de nu joc măsenele! Hai și păcate pe lea ta! Hai că am dat musta pe ea! Hai joacă, joacă, puiule! Ei, am venit la dumneavoastră, ei, cu această geată frumoasă. Ei, și-am adus doar pei vestite, ei, în vâlcele pregătite. Ei, și cu urși și cu ursoice, păi am adus frumos să joace. Ei, frunză verde și olalea, ei, pe scenă la târg Ocna. Ei, frunză verde, trei spicele, asta e geată. Frumos, frumos. Ai, Iisus!
sus pe munte, în Târgu Ocna, ai toată lumea urs avea. Păi numai eu, copil sărac, ai n-aveam piele de jucat. Ai luai sârma și cuțitul și plecai să-mi caut puiul. Ai mai sui frumos la munte și găsi ursul în genunche. Ai, dar să vezi ce s-a întâmplat, ai vânătorul a aflat. Mi-a luat cuțitul și lațul, ei, mi-a rupt mâna, mi-a spart nasul. Păi și-am plecat bătut acasă, ai, și-am muncit la plug și coasă. Ai, bani de-o piele ca să-mi iasă. Ai, dar un fost de vânător, ai, mi-a vândut un puișor. Ai, și-a crescut mare de tot, ai, și-am pus verigă în bot. Ai, paru când i-am arătat, păi s-a fost boala pe jucat. Ai, și de atunci cu parul place să fac ușito să joace! Ai, și de asta dă pe Păciu! Ai, că fac o lea pe Harag! Ai, când era asta la masă! Ai, să urcă și pe casă. Ai, și le-a pus verigă în bord și am coborât eu jos. Mere coapte, ce-a trecut anul, măi frate, păi dar ar Dumnezeu să dea, ce n-a fost pe aicișa, păi bucurie, sănătate, păi în case să aveți de toate, păi bucurie și mult spor, păi la mulți ani la tuturor, păi și-am zis verde trei arțari, la anul și la mulți ani! Păi și te saltă pui de urs, păi din pădure te-am adus, păi de la muntele cel mare, păi unde bradui în cărare, păi uite așa cum îi vedeți, păi am găsit șapte voi și o valea din căl, valea urșii.
și ne-am dat și cașcaval. Și le-am adus la festival. Păi că asta-i cea ta, ce tenor. Păi cea ta aduce nenilor. Păi când era să stau la masă, păi ursul se sui pe casă. Păi tare rău m-am supărat, păi am dat foc la întregul sat. Păi și cu ursul am plecat, păi făiniță de mohor. Păi și iar verde trei scaieți, păi prins dobele băieți. La anul și la mulți ani, busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim de ce ne-ați dat, mi-am luat turșii și-am plecat. Hey, man!
este că în fiecare an ne așteptați cu atât de multă căldură. Vă urează un an nou cu sănătate, bucurii și tot ceea ce vă doriți. La mulți ani! La mulți ani și vouă, să fiți sănătoși din partea noastră, o mică răsplată pentru dumneavoastră. Mulțumim mult! Răsplata noastră este publicul care ne așteaptă în fiecare an cu atâta căldură. Dragi privitori, nu știu dacă m-au auzit așa de tobe, dar vreau să vă spun că numai urși sunt vreo 110. Și o să rugăm, dacă se poate, să se adune câțiva urși aici, așa cum vă puteți, pentru a face câteva fotografii cu dumneavoastră. Fața către scenă. Așa, gata, ne-am răzgândit cu fața către scenă pentru că avem și publicul în spate. Și se vede și el frumos în fotografii și chiar și la filmare. Să faceți brrr, că se aude în poză, să știți. Da. Dați un pic, adică urși un pic mai în spate, urși un pic mai în spate, vă rugăm, să vină irozi din față cu doboșării, să prindem toată ceata din Vâlcene. Haideți, vă rugăm frumos, după aia ne vom continua spectacolul. Haideți un pic mai în spate, vă rog frumos. Hai să fie irozii, doboșerii și după aia urșii. Haideți irozii mai în față, aici să vă poată prinde pe toți în grup. Vâlcene.
Vă mulțumim frumos, haideți să-i răsplătim cu aplauze pe acești copii minunați. Fac parte din ceata din Vâlcele. Încercăm din ce în ce să fie mai bine, sper să reușim, sper că nu v-am dezamăgit. Asta e ceata din Vâlcele. Trăiască ceata din Vâlcele! Mulțumim frumos, încercăm să ne mai aplaudăm încă o dată. Deci Costeluș Pelin este rugat să vină în spatele scenei. S-a găsit, gata, l-a găsit mămica. Acum încercăm să întrebăm dacă primiți cu uratul. Nu, după cum se pare, nu primiți cu uratul, nu? Dar nu s-aude, primiți cu uratul! Doi. Aho, aho, în sărbătoare! Azi aducem o urare, zicem fără supărare, nu e nor, dar nu-i nici soare. Noi urăm cum an de an, nici degeaba, nici pe bani. Noi aducem plugușor, fără brazdă din ogor. Noi o spunem prin vriu grai, doar din gură, nu din nai. Mai urăm, parafrazăm și cu toți ne bucurăm. Noi venim de la Vâlcele, nu-i nici sat, nici șapte stele, venim cu întreaga ceată, nici prea des, nici niciodată. Ceata noastră de la urs, nu-i nici biu, dar nici pătruns, cu iros și urători, nu-s bitești, nici temători. Datina să o păstrăm,
nici s-o știm, nici s-o uităm, datina de la străbuni, nu-s nici bazme, nici minciuni. Frunză verde de tripoi, din Gălean sau din Zăvoi, să ne strângem la olaltă și să zicem toți deodată, să strigați cu toți plăcăi, să strigați cu toții! Noi o ducem la Vâlcele, nu-s nici bune, dar nici rele. Avem o stradă asfaltată, nici prea mult, nici terminată. Circurăm mai mult pe o bandă, nu-i șosea, dar nici verandă. Apa de va curge în val, nu-i nici fluviu, nici canal. Ne va îneca torenții, cei pârâu plus alpluienții, căci apărători nu sunt, nici acum, nici nu știu când. Poduri s-au să se derâme, și pe lat, și pe lungime. Însă anul ăsta a fost, parcă s-a făcut un rost. Se lucrează la cămin, nici prea mult, dar nici puțin. Căci uitat a fost de mult, nu s-a vrut, nu s-a putut. Acum pare interes, nici prea mult, nici fără sens. Se repară câte o stradă, nu de lux, nici de fațadă. Apa este integral, nici gratis, nici paușal. Este cât a vrea a fi, nici din deal, nici din chilii. O să avem cu toți în bloc, nici împinsă, nici deloc. Hai să zicem, măi plăcăi, nici în deal și nici în văi, să strigăm cu toții! Noi suntem târgovneni și în Mosoare, și în Poieni. Stăm într-un oraș turistic, cât istoric, cât artistic. Tot orașul e aventură, nu-i asfalt, dar nici ruptură. Străzile-s configurate, nici înguste, nici prea late, cu bordurea fi marcate, nici prea mici, dar nici prea înalte. Sunt toate după proiect, nici deloc, nici prea perfect. Noi trăim ca la concert, nu-i nici wow, nici ambient. Suntem triști în armonie, nu-i oraș, dar nici pustie. Avem parc și cu piscină. Nu-i izlaz, dar nici grădină. Lac adânc ce-au fost surpare, nu-i vestit nici cu însemnare. Are în schimb birou de bice, nici luxos, dar nici novice. Este pus în centru tache, unde a stat și Nastasache. Astea și nenumărate sunt în gând și puse în fapte. La mulți ani oameni trecători, nici tehnicieni, nici păstori, care vor de-a fi cu totul, cu marginul și compotul, să se pacă într-o zi, fără bani, fără hârtii, cât din palmea se bate nici o zi, doar într-o noapte, să răzbată fi deodată, nici săracă, doar bogată, toată urbea pe o floare, și acum și în continuare, tot să fie mulțumiți și în suflet fericiți, să avem cum sună goarna, pomii înfloriți și iarna, zurgălăi și clopoței, hai să zicem, măi plăcăi, să strigați cu toții! Târgul nostru stațiune, el în timp va fi minune, vor curge parale în conturi provenite de la fonduri, o să fie orice stradă bună pentru promenadă, vom uita într-un an, doi, ce înseamnă glob noroi. Vom fi numai acuaparcuri, topogane, iasuri, lacuri, pistele pentru ciclism și proiecte de turism. Va aduce mult alai, s-ar crede un mic Dubai. Nu ar fi un proiect al nostru să avem palmierul nostru. Vor veni la noi străinii, nu doar prin efectul mini. Vor veni americanii și-și vor cheltui dolarii. Vor lăsa multe zerouri pe la golf sau cazinouri. Vor fi zone cu poieni și pentru europeni, să-i primim să-și cheltuiască euro, să-i convertească, iar pentru austrieci vom face multe poteci și pentru a gusta din briză vor veni, dar doar cu viză, iar acum și cu speranță, nu cu zel, nici aroganță. Vă urăm să aveți mulți ani, chiar de-ar fi plin de minuni, să simțiți a sărbătoare și acum și în continuare. Viața să vă fie plină și curată și senină, să aveți numai bucurii în toți anii cât orpi și în culmea dintre ani să ciocniți într-un mulți ani
și să, și să aveți a fi împliniți la mulți ani și fericiți la anul și la mulți ani! Încă o dată ceata de Mulcele vă mulțumește că ne-ați acceptat. La anul sper să fie mai bine. Vă urăm la mulți ani cu sănătate și cu împliniri. Trăiască ceata din Mulcele! Mulțumim, mulțumim din suflet tuturor celor ce fac parte din ceata din Mulcele, căci știu că ați depus foarte multă muncă, foarte mult timp pentru a face ceea ce faceți. Mulțumim și să dea Dumnezeu să ne vedem și la anul. Să nu uitați răsplata, că e acolo colăcuțul. Și în special domnului Ciubotaru îi mulțumim din partea cetei. Mergem mai departe pentru că tradiția nu piere și avem oameni ce știu să ducă tradiția mai departe. Alina, draga mea, te rog. Da, avem aici lângă noi un ansamblu drag sufletului nostru, care vine din zona Doftenei. Ansamblul Dat într-o Tușene, condus de soții profesor Gâtu, care ne vor prezenta astăzi dansul caprei, plugușorul, sorcova, dar și dansul măștilor, care îl țin minte de anul trecut, mi-a plăcut foarte mult. Ne spuneți un picuț, doamna, ne povestiți? Cu mare drag! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm că suntem sănătoși, că ne revedem și anul acesta cu bine, iar noi, membrii ansamblului folcloric Dat într-o Tușene din comuna Doftana, vă urează tuturor celor prezenți astăzi în Târgu Ocna un an bun, cu multă sănătate și împlinirile pe care ne le propunem fiecare dintre noi. Ceea ce reprezintă în spectacolul nostru de astăzi sunt câteva din obiceiurile zonei pe care noi dorim să le păstrăm, să le promovăm și să le transmitem mai departe tinerei generații care trebuie să ducă după noi aceste obiceiuri deosebite de pe Valea Trotușului. Dansul măștilor simbolizează întotdeauna trecerea dintre ani, iar ceea ce noi încercăm să satirizăm în dans sunt anumite vicii ale bărbaților, ale femeilor, și începem cu bărbații, domnii să nu se supere pe noi, cei cărora le plac băuturile mai mult și care uită de treburile casei, iar doamnele, pentru că nu trebuie să le lăsăm nici pe ele deoparte, cele care se distrează mai mult decât au grijă casei. Și ca să nu se supere nici unii, nici alții, împăcăm pe toată lumea. Noi mulțumim pentru invitația de a fi astăzi în fața dumneavoastră și sperăm că ceea ce am pregătit o să vă placă. Încă o dată, la mulți ani! Mulțumim din suflet! Cu siguranță o să ne placă! Mulțumim și felicitări din suflet pentru tot ceea ce faceți! Succes! Doi. 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 Do
Gospodar la dumneavoastră. Am venit cu prugușorul ca să vă brăzdăm ogorul. Prugușor cu patru boi din Dofteana de la noi. De când seara s-a înserat, noi cu plugul am plecat. Am venit să vă urăm la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă. Să primiți doar vești de bine în noul an care vine. Foaie verde de trifoi, ia sunați din Zurgalei să se audă munți și voi. Urați, măi! Urările noastre sunt frumoase de la moși străboți strămase, de la daci, de la romani, păstrate de mii de ani. Noi și acum ne păstrăm și am venit să vă urăm, căci pe când trăiau bătrânii se făcea pâinea minune, 10 bani era o pâine. Eu eram mai mititel, mă lua tata cu el, era cald și iarba mare, venea mama cu mâncare. Eu duceam boi la juc, tata bătea pere în plug, căci așa era pe atunci, cu pene și cu butuci, și cu vrejuri de nuiele, patru boi trăgeau la ele. Și încă o dată, măi voinici, cu ițari și cu opinci, dați-vă o dată roată de la ușă până la poartă, poriți biciu, măi flăcăi și strigați cu toții! Sfântă-i brazda plugului, noi trăim pe urma lui. Cât-i lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă. Ministru cât-i de mare, de la plug are mâncare. Că degeaba ai cultură dacă n-ai agricultură. Că nu poți era ogorul numai cu calculatorul. Cu mâncarea de la plug am crescut mare și lung, plăcău de 30 de ani, nu ca azi niște motani. Ia strigați odată, hăi, să se audă mulți și voi, că de fric mi-e gura zloi. Mânați, măi! Foaie verde, solți de pește, urătura se gătește. Anul nou cu bucurie, la mulți ani ca să ne fie. Dumnezeu să ne ajute și la țară și la munte. La orașe tot românul bucuroși să-și bee vinul. Noi acum vă urăm pentru anul care vine, baftă multă, viață lungă, cupa sănătății pline, soare și multă lumină, masa plină de bucate, dragoste pe răsturate. Trai frumos, noroc cu carul, la mulți ani și sus paharul. Iarba verde de prin voi, opriți plugul, măi flăcăi, și strigați cu toții! La anul și la mulți ani! Să fiți voioși!
Mulțumim din suflet ansamblului Date într-o tășene din Dofseana. Acum cu mășile astea nu mai știu unde e coordonatorul grupului. Al găsăm noi pe aici. Să vă dau o sticlă cu ceai. Că i-am găsit. Mulțumim că ați venit și ați urat. Ați dansat, invers, nu contează, e bine și așa. Vă ajunge la fiecare câte o guriță, că sunteți mulți. Felicitări, foarte frumos. Anul trecut, țin minte că ați făcut dansul mășilor cu copii. Acum am mai crescut așa vârsta și tot timpul ne surprindeți cu ceva nou. Mulțumim dacă v-a plăcut. Ceea ce am prezentat a fost din tot sufletul, cu mare drag, și dorim din inimă ca și în cadrul orașului Târgu Ocna să reușim să realizăm aceleași lucruri frumoase și performante așa cum le avem noi cei din Dofteana, pentru că vreau să vă spun îmi trag sufletul. La sfârșitul fiecărui an tragem o linie și facem un bilanț al activităților de în timpul anului. Noi anul acesta am reușit în vară să ajungem la un festival internațional de folclor din Albania, ca și în anii trecuți când am fost în Bulgaria, de unde ne-am întors întotdeauna cu premii, cu trofee, și sperăm ca aceste rezultate ale noastre să fie un imbold pentru copii, pentru tineri, cei care trebuie să ducă mai departe ceea ce noi am moștenit de la strămoși. Mulțumim că ne-ați urmărit și încă o dată un călduros la mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră și noi la rândul vă mulțumim pentru că ați fost în această frumoasă zi alături de noi, în ultima zi a lunii și a lunii decembrie și a anului 2022. Și să ne vedem cu bine la anul și sunt sigură că și în Târgu Ocna sunt doritori să facă parte din ansamblul dumneavoastră. Mergem mai departe, mulțumim din suflet celor ce au participat până acum, dar și celor ce vor urca în continuare pe scenă, pentru că mai sunt oameni ce duc tradiția mai departe, ce duc datinile și obiceiurile noastre. Funcționează gura mai repede decât mintea, n-am ce să fac. La mine știți cum e cu vorba. Eu, dacă mă apuc de greit, nu mă mai opresc. Așa că, Alin, spune cine urmează ca să coborăm de piscină. Păi eu am văzut acolo niște căluți frumoși, năvalnici, pe care invităm aici în scenă, căiuții de la Brătila, împreună cu fanfara lor. S-au pregătit, s-au îmbrăcat frumos, s-au adus și mai frumos căiuț aici. Nu mai spunem de oamenii cu fanfara, așa că haideți să-i aplaudăm pentru că merită. V-am spus că mai avem urători și oameni fanfara care mai urmează să vină. Auziți. Haideți, vă așteptăm aici sus pe scenă. În aplauzele dumneavoastră. Ia câtă că mai sunt și rușine, n-am ce să fac. Dacă n-am venit eu la voi astăzi, ia că ați venit voi la mine. Este vorba de fanfara Tudoreanca din Botoșani. Chiar sunt constătent de ai mei, pentru că tatăl meu se trage de acolo și mă bucur. Nu v-am recunoscut cu căciulile pe cap, ce să vă fac? Eu vă știm un costum popular, așa cum cântăm noi de obicei. Felicitări, dragilor! Eu zic să dăm drumul la muzică și să urce și căiuții.
Mulți ani trăiați! Ce fanfare din Tudorea! Să dea Dumnezeu ca la anul să vă vedem și pe voi de la Brătila, dar voi să aduceți și căiuțul și capra noastră de la Tudora de acolo, de la Tudoreanca, ca să ne laudăm și noi, să știți că și noi la Boțiune avem obiceiuri frumoase. Și îmi pare rău că eu nu mă pot multiplica să știu și acolo și aici, dar la anul vedem noi cum facem. Comasăm. Tu ocupă-te de Brătila ta, că eu mă ocup de tudorenii mei. Da, eu am cinste căluții. Ia să vedem. El e mai tânăr flăcău. Doamne ajută, mulțumim din mulțumim suflet. Mulțumim frumos pentru că ne-ați vizitat. Vă așteptăm cu drag și la anul. Și văd aici jos niște răzeși. Un grup de răzeși a lui Ștefan cel Mare. Un grup fondat în 2016, după cum văd. O să invităm aici pe a treia generație, ce frumos. Mulțumim frumos din suflet și dumneavoastră. Deci grupul răzeșilor din comuna Ștefan cel Mare. Îi poftim acum pe scenă. Și să-i aplaudăm, am niște costume atât de frumoase. Da? Imediat vă dăm și microfonul. Doamna coordonator, probabil, da? Ne spuneți Mama Geta, așa vă știu copiii, da? Să știi că multă lume o știe de Mama Geta, așa că poate să ne spună și ea câteva cuvinte despre acești copii minunați, până doresc pregătim noi toate cele necesare. Doamna Geta, vă rog. La mulți ani, Târgu Ocna! Noi suntem răzeșii lui Ștefan cel Mare, am luat ființă în 2016, după care mama ei de pandemie ne-au despărțit. Dar am avut atâta tărie și am înființat din nou ansamblul răzeșilor Ștefan cel Mare. Acești copii minunați au participat la multe, multe activități în care poate ne-ați și văzut la Măruță, la Antena 1. Și așa mai departe. Știți ce e cel mai important? Că acum sunteți aici în Târgu Ocna, la noi în orașul stațiune, da? Târgu Ocna. Corect. Și vă mulțumim. Și vă dorim succes. Doamne ajută. Aho, aho, frunză verde de stejar, noi urmașii lui Ștefan am venit cu mic, cu mare, să vă facem o urare pentru anul care vine, să aveți belșug și grile, sănătate, voie bună și să aveți o viață lină. Ia mai mânați, măi flăcăi! La Târgu Ocna de-am venit, noi tare ne-am înveselit. Ne mândrim cu neamul nostru, ăsta mândru și frumosul. Suntem moldoveni din neam, sămânță de-a lui Ștefan. Noi ne-am apărat pământul și ne-am ținut jurământul. Ia mai mânați, măi! Chiar aici, pe acest pământ, s-a născut Ștefan cel Sfânt, pe Valea Trotușului, în lunca Borzeștiului. Ne-a lăsat ca moștenire o frumoasă mănăstire. Ia mai mânați, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi! Ne rugăm la Domnul Sfântul să ne apere pământul, să ne lumineze gândul cum a vrut Ștefan cel Sfântul. Ia mai mânați, măi! Mândri suntem și știm bine, vă urăm cum se cuvine. De urat am mai ura, dar iute s-o însera. Și-o-mi bate drum înapoi, mândri că am fost la voi. Opriți plugul răzeșilor! Asta-i putul așa de fânul, din jură fânul scadin, că-mi
viețe, că așa-i pe la noi badițe. Ca proasta-i din Bacău, pischinare numai său. Tot mănâncă mățâță ca lapte, dă numai tătica.
Ne-ați transmis foarte multă energie pozitivă. Îți mulțumim ție, domnișoară, și iată-te că răsplată, stai așa. Colăcuțuii, stai pentru tine și pentru toți ceilalți. Mama Geta, ați făcut treabă bună cu copiii ăștia. Vă așteptăm și la anul, să rămâneți tot așa de mici și de frumoși, da? Doamne ajută tuturor un an plin mulțumim de bucurii. Mulțumim frumos, la mulți ani cu sănătate și vă așteptăm cu drag și la anul. Mama Geta, ieși în lăutare cu matalii. Așa, să nu uităm că avem nevoie și la anul de ei. Și mergem mai departe. Alina, spune-mi, te rog, cine e acolo în laterala scenei noastre? Că tu știi mai bine. Avem aici trupa de căiuți de la Gura Voi, da? Dumbrava, Gura Voi. Dumbrava, da? Bun. Ei au venit într-o veselie. Așa ați venit de la Gura Voi în coace? O trupă de băieți, de istravă. V-ați pornit de la 5, cred că, De seară, să dea Dumnezeu să ajungeți voi mâine seară cu torba plină de bani. Până atunci, eu zic să veniți și aici pe scenă să ne bucurați cu dansurile dumneavoastră. Alina, știi, mă gândesc că așa e atât de frumos 31 decembrie și sunt atât de frumoase obiceiurile, că mi-aș dori măcar o dată pe lună, numai că nu știu cum facem vara cu urși, dacă ar fi să danseze. Claudiu, uite, te ajut eu. Ca să-și facă Haideți, treaba. Vă așteptăm. Să mai au o căpiță acolo pregătită. Numai scena e rezistentă, au stat și urși, au jucat, deci puteți să vă dezlănțuiți, nu e nicio problemă. Thank you.
Thank you.
mulțumim! Mulțumim frumos!